Bună seara, sunt Angela Gunța și vă invit la știri. Iată care sunt cele mai importante evenimente ale zilei. Încă un raport critic de la Bruxelles, Comisia Europeană cere autorităților moldovene să combată corupția la nivel înalt, să depolitizeze justiția și să găsească cine a furat miliardul în 2014. Nu toți cei de la Bruxelles critică guvernarea de la Chișinău. Unii europarlamentari care s-au întâlnit cu Vlad Plahotniuc au remarcat progres și spun că banii de la UE vor veni până la mijlocul lunii mai. Mai mulți bătrâni din Soroca au primit cozonaci și câte o gazetă de la filiala locală a PSRM. Un jurnalist care a încercat să filmeze a fost îmbrâncit. Directoarea unei grădinițe din capital a fost săltată de ofițerii CNA. Este bănuită că ar fi colectat ilegal bani de la părinți. Detalii vă spunem în jurnal. Autoritățile moldovene trebuie să combată corupția la nivel înalt, să depolitizeze justiția și să găsească cine a furat miliardul de dolari. Atenționările apar într-un raport publicat astăzi de Comisia Europeană privind implementarea de către Moldova a acordului de asociere. Documentul este unul critic în care Comisia Europeană denunță torpilarea reformelor și eforturi guvernamentale modeste în ceea ce privește combaterea corupției la nivel înalt. Uniunea Europeană este îngrijorată că până acum cei responsabili de frauda bancară nu au ajuns în fața instanței, iar autoritățile au nesocotit recomandarea cheie a Comisiei de la Veneția de a nu schimba sistemul electoral. Investigațiile privind frauda bancară din 2014 nu au fost încă finalizate. Modificările aduse sistemului electoral nu au ținut cont de unele dintre recomandările cheie ale partenerilor internaționali relevanți, iar reforma mass media este una în derulare, se arată în raportul Comisiei Europene. Asemenea, rapoarte sunt publicate cu regularitate de Uniunea Europeană înaintea reuniunii Consiliilor de Asociere cu țările partenere care implementează acorduri de asociere. Acțiunile întreprinse de Republica Moldova în ceea ce privește implementarea agendei de reforme asumate vor fi analizate de partenerii europeni la începutul lunii mai la Bruxelles. Păreri împărțite în rândul membrilor delegației Parlamentului European care se află în vizită la Chișinău. Europarlamentarul Andy Cristea susține că prima tranșă din asistența de 100 de milioane de euro din partea UE ar putea ajunge Moldova până la alegerile locale din 20 mai. Asta în timp ce colegul său din Parlament, Siegfried Mureșan, a spus ieri tranșant că banii nu vor veni până când nu vor fi îndeplinite toate condiționalitățile. După ce am luat practic nota de opinia Comisiei de la Veneția, Comisia Europeană, Serviciul European de Acțiune Externă se află într-un proces de analiză de cele 10 condiții tehnice au fost îndeplinite de către Republica Moldova pentru acordarea primei tranșe. Prima tranșă va veni pe cât posibil înaintea alegerilor pentru primăria Chișinău. Nu a fost însă la fel de optimist europarlamentarul Siegfried Mureșan, care a invocat ieri sfidarea recomandării Comisiei de la Veneția de către autoritățile moldovene și probleme grave în ceea ce privește finanțarea partidelor. Deci răspunsul la întrebarea de ce nu a ajuns încă prima tranșă din cele 100 de milioane de euro asistență macrofinanciară în Republica Moldova este următorul, fiindcă condițiile nu sunt încă îndeplinite. Astăzi, la Chișinău, a avut loc cea de-a 6-a reuniune a Comitetului Parlamentar de Asociere UE-Republica Moldova. Au fost discutate subiecte precum starea sistemului bancar, independența justiției sau lupta împotriva corupției. La final, participanții au adoptat o declarație cu recomandări. După ce s-au lămurit cu Chișinăul, partidele se apucă și de bălți. Socialiștii și cei din platforma DA și-au înaintat astăzi candidații. Pentru fotoliul de primar de bălți din partea PSRM va lupta Usatăi. Nu este vorba de fostul primar, ci de consilierul municipal Alexandru Usatăi. Iar PPDA au propus-o pe președintea organizației teritoriale a partidului, Arina Spătar. Este un foarte bun activist civic, s-a manifestat de-a lungul timpului și cred că bălțenii au simțit acest lucru. Arina Spătaru are și o afacere în domeniul vestimentar. Socialiștii l-au înaintat pe consilierul municipal PSRM de la Bălți, Alexandru Usatăi, care a fost demis anterior din funcția de viceprimar de către comuniști. Profesionalism, порядочность, честность, открытость, борьба с криминалом. И все мы вместе, мы способны остановить деградацию муниципия Белц.
Fostul primar de Bălți, Renato Usată, și-a dat demisia luna februarie, declarând că pleacă din cauza lui Vlad Plahotniuc, care ar sta în spatele presiunilor, perchezițiilor, dar și a dosarelor intentate membrilor partidului nostru. Plahotniuc a refuzat să comenteze declarațiile, iar deputatul democrat Sergiu Sârbu l-a acuzat atunci pe Usată de incompetență în administrarea orașului. Mai mulți elevi de la un liceu din Chișinău au vizitat astăzi bătrânii de la Azilul Republican. Micuții le-au dăruit colete cu haine, cărți și produse alimentare. Timp de mai multe săptămâni, aceștia au pregătit un concert special care i-a emoționat pe bătrâni. Unii și-au amintit de nepoții lor, care, spun ei, le pășesc pragul tot mai rar. Se trezesc câmpile, cântă ciocârlile, nu oprește nimeni primăvara. Eu rămas singur, fără copii, fără nepoți. Am vrut să ajut acești bătrâni pentru ca să le arăt că nu sunt singur. Am venit aici pentru a ajuta acești bătrâni, pentru ca să aibă și ei sufletele împlinite ca noi și amintească de copilăria lor. Să le aduc aminte de cum erau când mai aveau nepoți, mai aveau copii, cum stăteau împreună la masă, deoarece ei ne adună mereu de sărbătorile de Paști, ne adună împreună. Și ei, cu ei totul este mai frumos. Elevii spun că nu și-ar dori o astfel de bătrânețe și îi îndeamnă pe alți copii să-i viziteze pe bătrânii de la azil. Copiii trebuie să facă acest lucru pentru că bătrânii sunt în arborele genealogice, de la ei s-au format totul. La rândul nostru vom fi și noi bătrâni și nu mi-aș dori chiar așa un final, pentru că chiar dacă ei sunt vizitați de mulți actori, puțin cam triși, cam plictisiți, pentru că nu această bucurie de a-i vizita nepoții lor. La urmă e Paștele și de Paști tot trebuie să fie mai bun, mai dare. Am venit cu un mic cadou, un recital de poezii, ca să-i facem mai vesel, să le ridicăm moralul. Bătrânii au rămas impresionați de concertul copiilor și spun că sunt fericiți ori de câte ori cineva le pășește pragul. La rândul lor, și unii bătrâni le-au dedicat copiilor poezii. И долго от вашего теплого слова гостит наша будет душа. Această acțiune este una tradițională pentru elevii de la Liceul Miguel de Cervantes. Haine, atât pentru femei cât și pentru bărbați, selectate cu drag de atât de cadrele didactice cât și de părinți. De asemenea, în colete s-au pus ceai, biscuiți, dulciuri, crupe, zaharoase și, cu cel mai mare drag, am copt, cu ajutorul bucătarilor de la Cervantes, păscuțe pentru fiecare bătrânel. Reținerea directorului liceului Orizont a ajuns temă de dezbateri în Parlament. Liberalii au cerut audierea procurorului general, făcând trimitere la declarațiile directorului instituției, care presupune că dosarul intentat ar fi o favoare făcută Turciei în schimbul reparației clădirii președinției de la Chișinău. Propunerea nu a fost susținută. Este foarte important să vină procurorul în Parlament, fiindcă de altfel considerăm că totul se rotește în jurul acelei finanțări de către Turcia a clădirii președinției din Republica Moldova și închiderea acestor licee face parte dintr-o promisiune din partea conducerii Republica Moldova cu președintele Dodon. Articolul 122 din regulamentul Parlamentului interzice deputaților formulări de întrebări sau discuții pe marginea unor subiecte care conduc la amestecul în înfăptuirea justiției. Directorul liceului Orizont a fost reținut pe aeroportul internațional Chișinău pe 31 martie. Ulterior, printr-un comunicat, procuratura a informat că acesta a fost audiat și eliberat. Într-un interviu acordat ziarului de gardă, directorul liceului presupune că dosarul ar fi fost deschis la indicația conducătorilor din Moldova în interesul conducerii autoritare a Turciei, ca răspuns la finanțarea reparației în sumă de peste 10 milioane de euro a clădirii președinției de la Chișinău. Aceeași sursă scrie că procurorii
refuză să ofere detalii despre dosarul penal intentat încă în noiembrie 2017 pe motive de finanțare a terorismului. Aflat într-o vizită în Moldova în primăvara anului trecut, premierul turc a cerut autorităților de la noi să închidă rețeaua de licee Orizont, deoarece ar face parte dintr-o rețea teroristă care ar fi pus la cale lovitura de stat din Turcia din vara anului 2016. O persoană a decedat, iar alte 16 au fost rănite într-un accident care a avut loc în această dimineață la Țânțăreni, raionul Anenin Noi. Un automobil a ieșit pe contrasens și s-a ciocnit frontal cu un microbus de pe ruta Varnița-Chișinău. Vinovat de producerea accidentului s-ar face șoferul mașinii care a ieșit la depășire fără să se asigure. Urmarea impactului, pasagerul automobilului, un tânăr de 22 de ani, a decedat, iar cei 16 pasageri ai microbuzului au fost internați cu traumatisme. Testele au arătat că niciunul dintre șoferi nu consumase alcool. Un alt accident a avut loc tot astăzi dimineață la ieșirea din orașul Ialoveni. Un automobil și un camion încărcat cu pietre s-a tamponat. 6 persoane au avut de suferit și au fost transportate la spital. Este vorba de 6 angajați ai Inspectoratului de Poliție Ungheni care se deplasau la Policlinica Ministerului de Interne din Chișinău pentru un control profilactic planificat. Ambele cazuri sunt investigate de poliție. Liberal-democrații au făcut front comun cu reprezentanții societății civile care militează împotriva sistemului electoral mixt. Deputații au depus o sesizare la Curtea Constituțională în care cer magistraților să se expună dacă modificarea codului electoral a fost legală și dacă cetățenii au dreptul să inițieze referendumuri legislative. Deputații PLDM au cerut curții ca sesizarea să fie examinată în regim de urgență. Motiv a servit deci hotărârea Comisiei Electorale Centrale care a interzis înregistrarea grupului de inițiativă privind organizarea referendumului legislativ, făcând trimite la o decizie anterioară a Curții Constituționale ce se referea la dreptul președintelui de a organiza referendumul. În această sesizare am întrebat Curtea Constituțională, deci cui aparține suveranitatea sau, mai simplu spus, puterea în acest stat. Respectiv, așteptăm de la Curtea Constituțională, sperăm să nu tergăneze examinarea acestui caz. Grupul de inițiativă pentru organizarea referendumului nu mixt a avut 2 tentative de a se înregistra la Comisia Electorală Centrală, în ambele cazuri cei care respins cererea societății civile invocând diferite motive. Binefacere electorală înainte de Paște, mai mulți bătrâni de la Soroc au stat timp de câteva ore la coadă pentru a primi un cozonac și o gazetă electorală din partea președintelui Igor Dodon și a soției sale. Cozonacul electoral putea fi ridicat doar de la sediul Partidului Socialiștilor din Soroca. Un jurnalist de la Observatorul de Nord, care a filmat coada din fața filialii PSRM, a fost bruscat de una dintre angajatele partidului. Presa locală a publicat o secvență video în care apar mai mulți bătrâni care stau la coadă pentru darurile electorale din partea președintelui. Cei de la sediul PSRM din Soroca s-au arătat deranjați de faptul că jurnalistul filma bătrânii, iar la un moment dat reporterul a fost bruscat. La scurt timp, doamnele care împărțeau cozonaci au ieșit și le-au spus bătrânilor că nu vor mai oferi daruri. И выходите, пожалуйста. Здесь никто ничего не дает. Вы понимаете, вот благодаря женщине я победила. Deși au anunțat că nimeni nu va mai primi cozonaci, la scurt timp mai mulți bătrâni au ieșit din sediul PSRM cu câte un cozonac, un ziar și o felicitare. Contactată de TV8, purtătoarea de cuvânt a PSRM a spus că nu va comenta această întâmplare și a sugerat reporterului să acceseze pagina de Facebook a Galinei Dodon și a președintelui pentru informare. Forfotă mare la piața centrală din capitală, oamenii vor ca de Paște să aibă pe masă bucate specifice sărbătorii. Cumpără de toate, câte puțin, pentru că nu prea au bani. Cei mai bucuroși sunt comercianții care încearcă să profite de creșterea cererii și să-și vândă marfa cât mai avantajos.
Cumpărătorii au luat cu asalt piața centrală din Chișinău. Cea mai mare agitație este la tarabele cu fructe și legume, dar și în pavilionul cu carne. Vrem să procurăm niște roșii pentru Paști, niște castraveți, bostănei, vânătă, să facem niște legume la cuptor. O cumpără carne, ce mai trebuie este? Ce bucate vreți pregătesc pentru masa de Paști? Sturi, prăjoale, pești prăjit, mă rog, uită de Și prețurile cum sunt? Acum, înainte de Paști, nu au crescut? Tot, cam zbunișoare, cum erau aproape. Mult din toate. Câți bani sunteți dispus să cheltuiți pentru masa de Paști? În jur la 1000, 1000 jumate, așa. La noi familie mică, în vere, care familie mai mare, cheltuie mai mult. Și pentru că tradiția spune că de pe masa de Paște nu ar trebui să lipsească mielul, aceștia sunt la mare căutare, iar comercianții își laudă marfa cum știu ei mai bine. Mie e tot cum a fost 75, așa și dăm 75, tare bun, calitativ. Mie e tare frumos, nu scunt, eu s-o cot, anul trecut știu că a fost și 80 și 85. Și coșurile împletite le-au făcut din ochi cumpărătorilor, prețurile variază în funcție de dimensiuni, iar vânzătorii spun că au vânzări bune. Comparativ cu anul trecut, mai bine. Ciudat, dar dacă în hala de carne și la legume e forfută mare, ouăle nu se prea întreabă. Să nu e tare mare, că sunt ouă și destul. Nu vrea să cumpere. Dar prietenile? Tot așa cum a fost. Nu s-a mărit? Nu, deloc. Să așa, cum a fost 3 luni urmă, așa așa. Deși cumpărătorii spun că prețurile sunt accesibile, vânzătorii recunosc că în ajunul Paștelui prețurile au cam crescut. La banane puțin au crescut, la mandarini, lămâi, dar în rest nu. Cu cât? 2-3 lei. Agenția pentru Protecția Consumatorilor recomandă cetățenilor să procure alimente doar din locuri special amenajate și autorizate. Îndemn pe toți să procure din locuri autorizate, să solicite bonul de casă, în caz că apare o problemă, să cunoaștem cine este vânzătorul și care este originea acestei mărfi. Potrivit administratorului pieței centrale, pe 8 aprilie de Paște, dar și a doua zi, piața centrală va fi închisă. Ca șocant, în raionul Cahul, un bărbat și-a omorât fratele, după care l-a îngropat în grădină. Grozăvia a avut loc acum o lună în satul Pelinei, însă cazul a fost descoperit abia astăzi. Polițiștii susțin că incidentul ar fi avut loc în noaptea de 10 spre 11 martie, când între victimă și fratele acesteia s-a iscat un conflict. Supărat, suspectul a luat un cuțit și l-a înjunghiat. Ca să ascundă urmele crimei, acesta a îngropat cadavrul în grădină. Bărbatul a fost reținut pentru 72 de ore și riscă detenție pe viață. Un accident grav a avut loc noaptea trecută în județul Neamț, România. 9 morți și un singur supraviețuitor după ce microbuzul în care se aflau a căzut de pe un pod și a plonjat într-un canal de scurgere al râului Bistrița. Microbuzul nu era destinat pentru transportarea pasagerilor, iar oamenii erau înghesuiți pe bănci improvizate din lemn. Sunate! La ce? Sunate! La ce? Gata, e cu tocul de sus! Potrivit poliției, șoferul a pierdut controlul asupra volanului și s-a izbit într-un cap de pod, după care mașina a plonjat în canalul colector. Un singur bărbat, care se afla pe bancheta din față, a reușit să se salveze. Acesta a sărit din mașină și a notat până la mal. 35 de salvatori au muncit timp de 2 ore la scoaterea vehiculului din apă. Microbuzul, un marfar, transporta un grup de muncitori forestieri care se întorceau acasă, susține prefectul județului Neamț. Autoritățile au anunțat că tragedia a fost cauzată de explozia unei roți. Polițiștii au deschis un dosar penal pentru ucidere din culpă. Spiritul sărbătorilor pascale a pătruns și în penitenciarul numărul 10 de la Goian, deși sunt condamnați, deținuții minori de acolo au demonstrat că tradițiile creștine nu au nici hotare și nici gratii. În săptămâna mare i-au făcut curat, au încondeiat ouă și au copt cozonaci după rețetele mamelor. În timp ce unii deținuți fac sport, alții dau sârgâncios cu var, greblează sau mătură ograda. Mai mult ne aduc aminte de casă, că părintul a decedat și dam cu bunica, dam trăiesc. Vreau să mă bat la televiziune și mai multe altele. Și să-mi spui că mă văd, că nu stau aici și nu fac nimic, dar vreau să mă vad chiar.
că lucrez un alt. Și dacă unii au ales să mânuiască peria următura, în bucătărie, cei care se pricep la gătit băiesc ouăle și cocozonacul pentru masa de sărbătoare, toate după rețetele primite de la mamele lor. Se lasă timp de 10 minute, se scot ouăle și se uncă o leacă de ulei deasupra pentru că le dau strălucire. Care este rețeta unui cozonac perfect? Punem 5 ouă, 500 grame de zahăr și zbatem bine până și zahărul se topește. Punem făină, punem drojdie. Aluatul este frământat, împletit cu iscusințe, uns cu ou și dat la cuptor. Cât se coace cozonacul, cu un etaj mai sus, câțiva deținuți se pregătesc de expoziția pascală, încondeiază ouă și creează adevărate opere de artă. Eu această lucrare am făcut-o cu mâinile de cal, am făcut-o cu biser, am încleiat-o pe material de subte din lemn și am încleiat-o cu clay. În câteva minute, mirosul de vanilie a cuprins inclusiv o grada penitenciarului. Cozonacul și ouăle vor sta deoparte până în noaptea învierii. Slujba de înviere a nașterii Domnului la noi se desfășoară începând cu ora 6 dimineață, duminică, nu toată noaptea, așa cum se trece în sectorul civil. Participă practic toți copiii, pentru că v-am spus anterior, toate sărbătorile de acest gen se încunună la sfârșit cu o masă de sărbătoare. În prezent, în penitenciarul de la Goian sunt deținuți 28 de minori. Nu mâncați pe morminte și nu întindeți mese copioase este îndemnul medicilor sanitari care au mers astăzi prin cimitire să le amintească oamenilor cum ar trebui să se comporte de Paștele Blajinilor. Medicii sanitari au mers la cimitirile Armenesc și Sfântul Lazar din capitală, unde au distribuit trecătorilor materiale informative, iar pe porți au încleiat postere despre etica alimentației și igienă. După Plaștele Blăjenilor sunt mai multe toxi-infecții alimentare, mai multe persoane spitalizate cu maladii diareice acute. De aceea, scopul nostru este să informăm că în cimitir să vină cu produse, de fapt produse alimentare nici n-ar trebui să fie, dar dacă să fie, să fie doar niște bomboane, niște biscuiți care nu se alterează. Și preoții spun că Paștele Blăjenilor este o sărbătoare a sufletului, nu a stomacului. Noi învățăm, noi îndrumăm pe creștini comportamentul cuvenit, cum se comportă în Sfintele Locașoase, de cum rămâne pe seama lor. Un colocel, acea lumnărică se aprinde acolo la mormântul celor adormiți. În timp ce unii oameni spun că respectă regulile creștinești, alții au regulile lor și pomenesc răposații după bunul lor plac. Într-adevăr, lumea la noi este creștini numai câți botezați, dar nu știu toate regulile duhovnicesc. Mai mult e tradițional. Și de asta mulți vin cu mâncare și cu băutură și nu înțeleg că asta e greu pentru sufletul celui adormit. Dumneavoastră cu ce veniți la cimitir? Numai cu lumânări și cu flori. Mai mult nimic nu aduc. Apă aduc, că trebuie de udat florile, dacă ceva și atât. Sarmale, prăjoale nu aduceți? Nu, corect. Nu, de amut de vreo 7 ani cu acesta e interes la noi, în familie, interes sistem. Tot fel de bucate care sunt la moldoveni. Gălușe, vinuri, șervițele cu parfui, cu cănuți, cu tot ce este. Tot ce-ți dă la noi, vă spun, moldoveni așa, să dau cât mai mult și sarmale, prăjoale, biscuiți. Asta e lăsat, e tradiție de la părinți lăsat și nu putem să dăm la o parte. Campania a fost inițiată de Centrul de Sănătate Publică și se desfășoară al doilea an consecutiv. Anul acesta vom sărbători Paștele Blajinilor pe 15 și 16 aprilie. 7.000 de lei pentru o intervenție chirurgicală la spital oncologic, atât ar fi cerut un medic urolog de la un bolnav. În schimbul banilor, medicul s-a angajat să-i interneze și să-i asigure o intervenție chirurgicală urgentă. Dosarul a fost finalizat și trimis în judecată. Pentru că nu a avut toți banii, pacientul i-a transmis doar 4.000 de lei. La externare, medicul a insistat să-i achite întreaga sumă și abia după aceea îi va elibera actele necesare care confirmă intervenția chirurgicală și va prescrie tratament
medicamentos. Medicul a fost reținut la mijlocul lunii februarie, în momentul în care primea a doua parte din bani. În baza demersului, Procuratoria Anticorupție, Administrația Spitalului l-a suspendat pe medic din funcție. Acesta a contestat însă în instanță ordinul prin care a fost suspendat, magistrații restabilindu-l în funcție. Dacă îi va fi demonstrată vinovăția, doctorul riscă o amendă de peste 35.000 de lei. Moldovenii din diasporă pe post de promotori ai produselor fabricate în țară. Când revin acasă, aceștia primesc broșuri și pliante promoționale în care sunt descrise brandurile autohtone. Oamenii sunt îndemnați astfel să afle mai multe despre ce se mai produce la noi acasă, dar și să cumpere diferite articole pentru a le promova în țările în care s-au mutat. Fie că lipsesc mult de acasă, fie că nu prea sunt interesați de ce se întâmplă aici, o mare parte din cei reveniți spun că nu prea cunosc produsele mai din Moldova, așa că broșura le va prinde bine pentru a afla cu ce se laudă țara noastră în prezent. Nu știu nimic din ce este în broșură. Nu știu dacă îmi scumpăr. Noi de acum am venit din Canada, n-am fost în țară de câțiva ani și, să vă spun sincer, nici nu știu ce sunt acestea. Printre produsele promovate, cel mai lăudat este vinul moldovenesc. Oficiul Național al Viei și Vinului prin această manifestație își propune să sensibilizeze diaspora, să nu uite că facem parte din aceeași națiune, din aceeași societate și oriunde se află în lume, să nu uite să vorbească despre vinul Moldovei, pentru că asta de fapt ne reprezintă țara. Diaspora are un potențial enorm în acest sens și noi vrem să includem aceste persoane în metodele noi de promovare a țării. De partea cealaltă, reprezentanții diasporei alungați din țara de sărăcie au altceva de zis guvernanților. Domnii care sunt la conducerea țării, ar fi bine să vină aici, să vină cu propunerea de a... ca noi să ne atragă să venim în țară. Venim din Franța și e foarte sumbru ce am văzut. Adică eu, ca fost profesor aici în țară, am plecat din salariu mizer, din neputința de a avea un trai decent. La momentul dat, domnilor, nu venim. Tot astăzi, la Aeroportul Internațional Chișinău, a fost prezentată și prima platformă de realitate virtuală 360 de grade, dedicată turismului vinicol din țară. Site-ul oferă posibilitatea de a descoperi, cu ajutorul tururilor virtuale, 12 cele mai importante obiective turistice ale țării. Portughezii au folosit în luna martie doar energie produsă de soare, vânt și apă. Cantitatea de energie verde generată a depășit consumul țării pentru prima dată în ultimii 40 de ani. Autoritățile se așteaptă ca această reușită să devină un eveniment obișnuit. Se urmărește ca până în anul 2040 Portugalia să-și poată suplini consumul de energie exclusiv din resurse inepuizabile de soare, vânt și apă. Pentru aceasta au fost prevăzute investiții, iar coasta Oceanului Atlantic îi permite să adopte cu ușurință producerea în masă a energiei eoliene. Portugalia nu este singura țară ambiționată să elimine în totalitate consumul de combustibili fosili. Danemarca, Norvegia și Islanda deja își suplinesc necesarul de energie în întregime din resurse regenerabile. Colecta ilegal bani, directoarea unei grădinițe din capitală a fost reținută de ofițerii CNA și este cercetată pentru abuz în serviciu. Ea este bănuită că ar fi colectat ilegal bani de la părinți. Femeia a fost escortată la CNA pentru audieri după câteva ore de percheziție efectuate acasă, la birou și în automobilul personal. Investigațiile au pornit după ce la CNA a fost depus un denunț în care cineva reclama impunerea unor taxe lunare părinților ai căror copii frecventează instituția. De la domiciliul directoarei au fost ridicate aproximativ 14.000 de lei, 1.160 de euro și 350 de dolari, proveniența cărora urmează a fi stabilită. Ofițerii CNA au solicitat explicații de la unii educatori care ar fi confirmat că au colectat bani de la părinți, o parte din ei fiind folosiți pentru necesitățile grădiniței, iar o altă parte i-ar fi fost transmisă directorului.